Doar un sfert dintre elevii hunedoreni care au participat la simularea BAC-ului au obținut note de trecere. În urma examenelor care s-au derulat la începutul acestei luni, în toate liceele din județul Hunedoara, în condiții similare cu cele de la bacalaureatul adevărat, a reieșit faptul că elevii nu sunt prea bine pregătiți. Din acest motiv, la care s-a adăugat și dezinteresul, doar 25,62% dintre elevii hunedoreni au luat examenul. Probabil că elevii încă nu s-au obișnuit cu faptul că bacalaureatul începe să devină din ce în ce mai serios. Și nu sunt sigur în ce măsură își rezervă ei timpul liber și pentru pregătirea acestui examen, care este foarte important pentru ei. În timp ce la 8 licee din Hunedoara a fost înregistrată o promovabilitate de 0%, Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Petroșani s-a clasat pe primul loc între liceele din județ. Aici, promovabilitatea a fost de 88,5%. Rezultatul nu mă miră. Știți foarte bine că anul trecut școlar elevii noștri, absolvenții noștri au promovat bacalaureatul în proporție de 100%. Anul acesta la simulare, într-adevăr, a fost procentul ceva mai mic, dar eu sunt sigur că până la examenul propriu-zis vom recupera și acest decalaj. Înscrierea candidaților pentru bacalaureatul adevărat din această vară se va derula în perioada 28-30 mai. Examenele vor începe în data de 11 iunie și se vor încheia pe 6 iulie.